și pentru că iată toți cei ce suntem astăzi împreună suntem iubitori de tradiții. Ne bucurăm că, iată, pentru al patrulea an la rând, noaptea Vifla-Iemurilor, și asta vi se datorează vouă celor de aici, noaptea Vifla-Iemurilor este o dovadă în plus că aici, la Vișeul de Sus, se păstrează atât de frumos de atâtea sute de ani obiceiul acesta extraordinar, poate unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri din întreaga țară. Înainte de a invita pe scenă, pentru că ați văzut prima parte în centrul orașului această întâlnire extraordinară a dracilor și mascaților, cum le spunem noi, o să-l rog pe domnul primar să ne adreseze două cuvinte așa în seara de sărbătoare. Bună seara tuturor! Bună seara! Mă bucur să fim împreună în această sfântă seară, seara de Crăciun. Este cea mai mare sărbătoare creștinească, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Să ne bucurăm împreună. Mă bucur să fim împreună cu Preacucernicul Părinte Protopop, Preacucerniți părinți care au organizat aceste piese extraordinare, acest obicei minunat care e unic în Vișeu de Sus, unicat la nivel de țara românească. Niciodată în istoria orașului Vișeu de Sus n-au fost 13 vifleeme. Vă mulțumesc mult că sunteți un număr atât de mare, să ne bucurăm împreună în această sfântă seară, seara de Crăciun. Vă mulțumesc mult și multă sănătate și distracție frumoasă! Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri, întâmpinați-L. Am venit să-L întâmpinăm, iar alții au venit să-L laude aici pe pruncul nou-născut. Sub ochii dumneavoastră, teatru popular, chiar dacă e de stradă astăzi, ne va încânta prin sunet, culoare și imagine, cu tot ceea ce a produs țăranul mai bun despre acest eveniment. Aducem un cuvânt de mulțumire celor ce au inițiat și susțin mai departe acest eveniment. Unii financiar, cum e Consiliul Local și domnul primar de față, alții moral, cum sunt colegii mei care organizează și susțin acest eveniment, iar nu în ultimul rând dumneavoastră, celor care faceți ca acest eveniment să aibă și să merite să aibă loc. Vă mulțumim pentru prezență, vă provocăm la împreună participare, pentru că această seară minunată care îl slăvește pe pruncul nou născut se va finaliza cu un colind, pentru că am început cu Hristos se naște, slăviți-L, să-L slăvim împreună pe nou născutul. Până la urmă, această sărbătoare este nu despre Moș Crăciun, ci despre pruncul Iisus care a venit, iar teatrul acesta popular nu face altceva decât să ne aducă sub ochii noștri imaginea a ceea ce acum 2000 și puțini ani s-a petrecut în Iudeea, când Domnul a venit ca pe noi să ne mântuiască. Să avem un Crăciun binecuvântat, o slujbă de după acest eveniment plăcută, iar dimineață împreună să-L întâmpinăm pe pruncul nou născut. Așa este, o sărbătoare minunată, iar ideea nașterii Mântuitorului prin fiecare dintre noi cei prezenți rămâne și merge mai departe, iată, peste mii și mii de ani, cum iată, au trecut deja câteva mii. Pentru că ne-am adunat cu toții să colindăm și să-L preamărim pe pruncul născut în Iesle, așa cum spunea Părintele Protopop, vă propunem, de ce nu, să cântați încă dintr-un început, să colindați, mai bine spus, cu vifleemurile care vor urca în fața dumneavoastră pe scenă. Și chiar dacă este vorba de scenă și spun de fiecare dată, la fiecare ediție a evenimentului, nu este o punere în scenă, ci doar o punere în valoare, pentru că vifleemurile sunt așa cum au învățat de la moșii și strămoșii lor, fără alte indicații regizorale sau coregrafice. Este tradiția simțită și trăită în fiecare an. Așa că vă propun să ne primim primii colindători. Este vorba despre vifleemul de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena.
din Viseu de Mijloc, cum îi spunem noi, primii colindători din această seară. Se trimis ca vestitori de la meu poruncitor. Dacă vreți binevoiți, ceata noastră s-o primiți. Să vă facem o pomenire despre lui Hristos venire. Primim sau nu? Primim, primim! Creștinilor, noi astăzi la zi mai avem ca să putem cunoaște așa cum spunea atât de frumos Viflaindul în colindă, un praznic mare avem astăzi și ne îndemnau
ne îndemnau pe toți să-i aducem darul pruncului Iisus. Iată, cred că prezența dumneavoastră, prezența voastră aici, alături de noi și alături de ei, este un mic dar pe care îl aducem cinstindu-i nașterea. Vislaemul care vă va colinda și ne va colinda în minutele următoare vine de pe valea râului. Să facem o pomenire de la Iisus Hristos venire, primim? Primim! Îngeri!